Bună dimineața, iubiți telespectatori, dragi doamne și domnișoare, și bine ne-am întâlnit în premieră absolută la matinalul de vacanță. Un proiect propus de colegii noștri și, desigur, producătorul Raluca Hidec pentru dumneavoastră, pentru a petrece fiecare dimineață la o cafea dulce și aromată alături de mine, de invitați, de artiști aleși și, desigur, surprize extraordinare, pentru că în vacanță, vedeți dumneavoastră, ideile nu încetează să apară, așa că invitații noștri o să vină să ne mărturisească secrete, să ne facă dezvăluiri și să ne spună impresiile pe care le-au adunat din vacanțele domniilor lor. Lavineta cu vedeta s-a transformat într-o lavinetă cu o lună de vacanță alături de dumneavoastră, în compania dumneavoastră și, desigur, cu veselia la purtător. Mă bucur să vă revăd pe fiecare în parte, mă bucur pentru mesajele pe care le-ați trimis pe pagina noastră de Facebook Matinal și Populari, acolo unde colegii mei Mihalis și Lavinia Furtună au predat ștafeta pentru această vacanță. Desigur, nu uitați și de canalul nostru de YouTube, Etno TV. Acolo puteți afla și, desigur, puteți urmări emisiunile pregătite special pentru dumneavoastră, atât de weekend cât și din cursul săptămânii. Vreau să-l salut și pe colegul meu, Georgel Nucă, să-i spun concediu plăcut, să-i doresc succes și colegii mele, Adriana Ștefan, cu care vă veți întâlni în fiecare seară de luni până vineri, și, desigur, pe doamna Flori, o prietenă dragă de-a mea, să-mi salut părinții, socrii și toți cei care mă urmăresc. Dacă am uitat pe cineva, vă aștept pe pagina de Facebook Matinal și Populare, acolo unde eu am făcut postarea. Lăsați un coment și o să încerc pe parcursul emisiunii, dacă nu astăzi și în cursul zilei de mâine, să vă salut și să vă mulțumesc pentru mesajele pe care le-ați trimis. Și acum, pentru că tot am spus de vacanța pe care artiștii au avut-o sau urmează să o au, trebuie să vă spun că și eu să o aibă, desigur, și eu trebuie să vă împărtășesc și din vacanța mea pe care am petrecut-o la Constanța, la socrii mei, împreună cu cei mici, în familie, la plajă, vremea a ținut cu noi și cu siguranță o să ne împărtășească și colegii noștri din vacanțele lor. O să intre pe pauza de publicitate să vă dau și dumneavoastră idei. Și vacanța n-a încetat să fie, desigur, și o să o continuăm în această lună august, început de lună, extraordinar de bun, cu vești frumoase, cu decizii extraordinare și cu un pozitivism de excepție. Să fim optimiști, să ne gândim că viața este extraordinar de frumoasă și, în ciuda cumpenelor sau încercărilor pe care le-am avea, trebuie să vedem partea frumoasă și plină a paharului. Lavinia e foarte bucuroasă să vă fie alături pe tot parcursul zilei și vreau să vă spun că mai avem o surpriză. Vedeți bine, colegul nostru Iulian a pregătit aici bucătăria pentru toți la matinalul de vacanță și colega noastră. Și pentru că vă iubesc mult, o să vă spun despre cine este vorba. Îndrăgita artistă Adina Roșca va veni astăzi în platoul emisiunii Matinalul de Vacanță cu o rețetă extraordinară de limonadă. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, este sezonul călduros și trebuie să avem și noi o rețetă aparte. Mergem mai departe cu o melodie frumoasă și începem ziua bine și cum am putea altfel decât în compania drăgitului actor, artist, moderator de emisiuni, Văru Săndel. Bună dimineața, lume! Dimineața, lume, cum a fost, cum ați dormit? Deșteptarea lumei, lume, lume, soarele o răsărit. Bună dimineața, lume, lume, cum a fost, cum ați dormit? Deșteptarea lumei, lume, lume, soarele o răsărit. Thank you.
astăzi ce aveți de făcut? S-o dus noaptea întunecată, începem o nouă zi. Și cu inima împăcată, astăzi vom vedea ce-a fi. Bună dimineața, lume! Cum a fost, cum ați dormit? Deșteptarea lumei, lume, lume, soarele o răsărit. Bună dimineața, lume! Deșteptarea lumei, lume, lume, soarele o răsărit. Foile, degeti, foi, faceți voi ca și noi. Hopa sus, hopa sus, hopa sus, ce voi ne-am dus. Foie verde, mă rotat, toată lumea s-a sculat. Hai, ridică-te din pat, n-auzi? Cer. Hai da sus la înviorare, deșteptarea ca muzgher. Sus, bă! Explorarea! Deșteptarea! Neața bună, gospodine, neața bună, gospodar. Sus, că astăzi de n-o fi nu-i niciun bai. Neața bună, gospodine, neața bună, gospodari. Sus, sus, că astăzi o chibie, de n-o fi nu-i niciun bai. Bună dimineața, lume, cum a fost, cum ați dormit? Deșteptarea lumei, lume, lume, soarele o răsărit. Bună dimineața, lume, lume, cum a fost, cum ați dormit? Deșteptarea lumei, lume, lume, soarele o răsărit. Am revenit și o primă surpriză v-am dăruit, dragi telespectatori. Alături de mine sunt instrumentiști de mare excepție și nu numai, pentru că au venit însoțiți și de un solist vocal extraordinar. Invitați pe care dumneavoastră deja îi cunoașteți, prezenți la emisiunile de televiziune, și au venit în această dimineață la matinalul de vacanță să vă încânte, să ne cânte și să ne distrăm împreună cu dumnealor. Ei bine, o să încep prima și
și prima dată, pentru că ne este vechi prieten, pentru că mă bucur să îl revăd și desigur n-a venit singur, pe domnul Sile Dorel. Bună dimineața, bine ați venit cu toții. Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumim că v-ați gândit să ne surprindeți în această dimineață cu oameni de excepție noastră, pe care eu îi apreciez și nu numai, pentru că și telespectatorii ne-au spus lucrurile acestea și vă dau ocazia, dacă vreți, vă dau onoarea să prezentați toți colegii de breazlă. În stânga mea este domnul Aurel Ene, un solist vocal extraordinar, cântă toate genurile, până la coreene, glumesc, cântă toate genurile de folclor, muzică de petrecere, romanțe, este un solist remarcabil și foarte talentat, foarte bun de atâția ani în meseria asta. În dreapta mea este Nicu Dorel, fratele meu. Fratele, bună dimineața, domnul Nicu, și bine ați venit. Mulțumim pentru invitație. Cu mare plăcere. Iar mai în dreapta este băiatul meu, Orlando. Parcă ați fi frați și cu... Este băiatul meu, dar seamănă cu unchiul. Nu știu ce s-o fi întâmplat, cred că am greșit buzunarul. E băiatul meu. Da. Iar mai puțin mai în dreapta este prietenul nostru, Victor Ciocolată. Victor Ciocolată. De ce îi se spune lui domne Ciocolată? Domnul, nu vedeți ce tem frumos are? Cât de frumos arată? Deci vara, maestre, trebuie să mergeți la plajă noastră, nu? Adică avem toată siguranța că mergeți direct broza, cum zice dânsul. M-a uitat mama în cuptor. Lasă, nu vă mai plângeți că sunteți mai puțin predispus la bolile de piele odată ce aveți un ten cu pigmentul mai închis. La vine, el pleacă mereu la Roman, cântă la Roman mereu la sfârșitul săptămânii și face maraton de kilometri. Merge foarte mult, maraton mult de kilometri și acum a venit cu drag, de acolo a terminat și a venit la emisiunea. Spuneți-mi, domnul Victor, pe jos ați venit sau cu... Pe mine m-a învățat cineva să alerg, cel mai bun prieten al meu, Sile. A zis că maratonul e cel mai bun. Dacă faci maraton, slăbești, mult pe jos, cum a slăbit și el. Exact. Deci... Iată că și cu bărbații mult. Și scuzați-mă că fac o paranteză, putem avea, dragi telespectatori, o bună discuție vis-a-vis de întreținerea fizică, dacă vreți, da, pentru că mersul pe jos, avea și bunica mea o vorbă, face piciorul frumos sigur și nu numai. Da, sigur. Mai am o rugăminte la vine, dacă nu te super. Nu am de și pe urmă să-i dau microfonul colegului nostru, Aurel Ene. Avem o piesă instrumentală la trei acordeane, care o să sune extraordinar de bine, este mixat în studio, a tras fratele meu și cu Nicu la mine în studio, deci sună trei acordeane. Compoziție proprie, domnul Sile? A noastră, compoziția noastră. Felicitări din suflet și vă mulțumim că ați venit, iată, cu o premieră la noi în platou. Sigur că da, și vreau să-i dedic această piesă domnului Toni Bocioacă de la Buzău, de la Rătești, Berca, unde sunt cele mai frumoase șprițuri la domnul Toni Bocioacă de la Rătești, de la Buzău. Păi poate să avem și noi ocazia să mergem la dânsul acolo. Vă spun filmăm, că vă simțiți extraordinar de bine la acest domn. Pentru că artiștii noștri pe care îl salutăm pe această cale. Salutăm și noi. Și o să-i dau și eu microfonul colegului nostru. Bună dimineața încă o dată, domnul Aurel. Bună dimineața, mă la Vinia. Mă bucur că ați venit. Bună în platoul emisiunii. Și tuturor românilor care s-au trezit la această oră și ne privesc deja. Sunt convins de treaba asta. O să ne surprindeți cu o melodie populară în această dimineață? Da. Da? Deci surprizele nu încetează, așa că eu zic să mergem mai departe cu cântec, dar vă las să ne mai spuneți puțin, pentru că tot avem acest titlu al emisiunii Matinalul de Vacanță. Ați avut vacanță până acum, domnul Aurel? Până acum nu, dar urmează. Urmează, vacanță, da? Da. E, uite că noi românii alegem să mergem mai în toamnă, să zic așa, pentru că vremea ne permite lucrul luna acesta. Luna august mie întotdeauna mi-a fost cea mai prielnică pentru vacanță. Foarte pentru frumos vacanțe. Și vă place să mergeți însoțit cu familia, bănesc. Da, cu familia, familie, da. Păi atunci noi vă spunem vacanță frumoasă, da, mulțumesc și poate până ție. La sfârșitul lunii august vă mai așteptăm în platou să veniți și cu fotografii din vacanța pe care plăcere, ați ales să o mare plăcere, cu mare plăcere. Doamne ajută! Mergem mai departe pentru că telespectatorii așteaptă cu mult drag să bea cafeluța, să cânte, de ce nu, odată cu invitații noștri. Așa că în această dimineață spargem gheața la matinalul de vacanță cu Lavinia și invitații mei, bineînțeles. Și îl invităm la scenă alături de instrumentiștii care ne-au trecut pragul în această dimineață și vom începe cu domnul Victor Matei. Așa că urmăriți-l, urmăriți-i, pentru că sunt pregătit special pentru dumneavoastră și să dăm drumul la distracție! Thank you.
pentru această demonstrație. Îmi cer scuze, domnul Sile, am să-i acord microfonul. Pentru că eu am fost foarte impresionată, dați-mi voie să vă spun, și mă bucur în același timp pentru că avem ocazia și am și eu ocazia, fiind totuși la o vârstă, în floarea vârstei, dacă vreți, în care să descoper talente, pentru că eu cred dincolo de toate și eu de mâine, să zic, mă pot apuca de o școală în domeniu, dar cred totuși că talentul e născut. Și puteți confirma asta cu toții și în special dumneavoastră, pentru că iată că v-am prezentat puțin mai devreme. Eu doar am încercat să vă descrețesc. Dar spuneți-ne, lăsați talentul pe mai departe să vi-l preia copiii, nepoții? Da, păi am și eu doi băieți. Să vă trăiască. Am nepoți care cântă și ei, dar se moștenește din tată în fiu. Eu m-aș bucura, de ce nu, să văd, pentru că tinerii au viața înainte, au ocazia să învețe și să preia, iată, talentul de la părinți și, desigur, să-i asculte sfaturile. Eu zic să nu luăm pauză prea mare, să continuăm cu cântec, joc și voie bună, pentru că telespectatorii noștri așteaptă lucrul acesta, matinalul de vacanță, vă dă poftă de viață! Mergem mai departe cu încă o piesă frumoasă. Invitaților noștri, artiștilor din această dimineață, și pentru că vreau să vă rog frumos să rămâneți la scenă, pentru că mergem mai departe cu piesă, dar nu înainte de a vorbi cu domnul Aurelene, pe care îl rog să ia și un microfon. Vă rog să luați dumneavoastră un microfon. Este vesel, e bucuros să ne împărtășească și nouă veselia aceasta pe care o are. Eu cred că sunteți mulțumit nu numai de partea profesională, cât și de cea familiară, și chiar v-aș ruga să ne spuneți nouă și celor de acasă cum de totuși vă păstrați tinerețea, frumusețea interioară și continuați pe acest drum frumos. Da, Lavinia, mulțumesc. Având în frumos vedere că sunteți și bunici, să vă trăiască nepoții. Da, 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 într-adevăr. Pentru cei care nu cunosc și nu știu, nora dumneavoastră este chiar îndrăgită artistă, da, 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 Elena, da, Gheorghe. Da, da, da. Și totuși o familie de muzicanți, iată. Da, da, exact. De artiști. De la ce vârstă ați început să studiați acest drum frumos al cântecului? De la... de foarte,
tânăr, de la grădiniță, să spun așa. Și-ați... Cântam la serbări, cum era atunci. Da, 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 și ați descoperit de faptul și tot așa, la școală și mai departe, și mi-a plăcut numai să cânt toată viața. Am cântat. Vreunul din nepoți cochetează cu muzica, păi chiar încep, dacă au... Da? Nicolas, cred că l-ați văzut. Da, da, da. Câteva emisiuni așa și o să-l mai vedeți, da. Este deja la pian, a început și el și... Pe când Amelie, cea mică, ea e mai mică. Are e micuță, mic. Are 3 ani și e, știți vedea. Cum e, părinții trebuie să ne ajute să ne îndrume, dacă vreți. Sigur că în... da, trebuie să încercăm da. Și după aia această, să rămână la latitudinea noastră profesie dacă și dacă merge sau nu merge, vedem după aceea. Păi eu sunt foarte curioasă să vă ascult, domnul Aurel, așa că vă invit la scenă. Dacă mai aveți pe cineva de salutat, pe cei da, vreau să salut pe toți românii noștri care deja s-au trezit, sunt convins că sunt vrednici și pe toți fanii noștri care iubesc acest gen de muzică și ne iubesc și pe noi și vă pe dumneavoastră. Vă invit la scenă, domnul Aurel, frumos, timp în care, cu permisiunea dumneavoastră, dragi telespectatori, o să citesc câteva din mesajele pe care le-am primit pe pagina noastră de Facebook, pe pagina Matinal și Popular și nu uitați de canalul de YouTube, Bedno TV, da? Vreau să o salut în primul rând pe doamna Nicoleta Ungureanu, pe doamna Maria Loga, doamna Mareș Mioara, Geta Ionescu, Ștefi și Ionel Lupu. Dragilor, vă rog și vă invit să rămâneți alături de noi până la orele 12, pentru că surprizele nu încetează să apară și cu siguranță o să primez mesaje la fel de frumoase pentru o emisiune de colecție. Până atunci, artiștii noștri sunt pregătiți la scenă și ne încântă cu o piesă frumoasă, domnul Aurel Ene. Am căutat în zadar toată viața mea să găsesc unde se ascunde fericirea mea. Am căutat în zadar toată viața mea să găsesc unde se ascunde fericirea mea. Nu e pom ca să rodească în grădina ta, nici floare să înflorească la fereastra ta. Fericirea-i lucru mare, n-ai cum s-o găsești, nu ți-o dă nimeni, degeaba trebuie să-i plătești. Ce-ar mai munci, fericirea ar lăsa o zestre la copii. Ca așa e omul cât trăiește, muncește și strânge, dar nu știe ce străin la capul lui plânge. Nu e pom ca să rodească în grădina ta, nici floare să înflorească la fereastra ta. Fericirea-i lucru mare, n-ai cum s-o găsești, nu ți-o dă nimeni, degeaba trebuie să-i plătești. Zadar toată viața mea, n-am găsit unde se ascunde fericirea mea. Fericirea-i lucru mare, n-ai cum s-o găsești, și uite așa trăiești cu gândul până îmbătrânești. Nu e pom ca să rodească în grădina ta, nici floare să înflorească la fereastra ta. Fericirea-i lucru mare, n-ai cum s-o găsești, nu ți-o dă nimeni, degeaba trebuie să-i plătești. Fericirea cea mai mare e să ai copii,
tot ce-ai muncit toată viața s-ai cu împărți. Că omul fără copii e fără putere, e ca pomul ce înflorește și nu face mere. Nu e pom ca să rodească în grădina ta, nici floare să înflorească la fereastra ta. Fericirea-i lucru mare, n-ai cum s-o găsești, nu ți-o dă nimeni degeaba, trebuie să-i plătești. Nu e pom ca să rodească în grădina ta, nici floare să înflorească la fereastra ta. Fericirea-i lucru mare, n-ai cum s-o găsești, nu ți-o dă nimeni degeaba, trebuie să-i plătești. Trifoiaș cu patru foi, plecai din sat de la noi, mi-ar de inima văpăimă. Cașa mi-a fost mie dat, să umblu din sat în sat, să cânt la lume cu drag, măi. Să colind lumea cântând cu dragoste și dor mult, pentru bogați și săraci, pentru sătenii mei dragi. Să colind lumea cântând cu dragoste și dor mult, pentru bogați și săraci, pentru sătenii mei dragi. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimica, numai pragul să-i cal. La mulți ani, măicuță bună, singurică și bătrână, să mă aștepți, măicuță-n prag, eu vin la tine cu drag. Mi-e dor și de tatăl meu, care mi-a crescut din greu, știe numai Dumnezeu, mă. Dar acum spun cu durere, omul într-o clipă piere și nu am nicio putere. Tatăl meu cât o-i trăi, din suflet o-i pomeni, că ai muncit pentru toți, pentru copii și nepoți. Soartă, soartă nemiloasă, mi-ai luat puterea din casă, mi-ai luat stâlpul casei mele și m-ai lăsat cu durere. Mulțumim, mulțumim, domnule Aurelene, o plăcere deosebită și sper ca până la sfârșitul acestui matinal de vacanță, edițiile noastre speciale de colecție să fie marcate, iată, de prezențele frumoase ale artiștilor noștri și ai oamenilor care, dați-mi voie să vă spun că fără prezențele dumnealor, evenimentele din viața noastră nu ar fi atât de reușite. Pentru că vorba nașului meu pe care îl salut, Emil, zice, mă, la o nuntă când te duci, lăutarul și mâncarea și ce
cele mai importante. O să mergem mai departe, timp în care vă invit să luați loc la canapea, domnule Aurel, să ne mai țineți companie. Mulțumesc frumos, Lavinia. Și noi vă mulțumim, vă invităm acolo să serviți o gură de cafea, un pahar de apă sau ceva dulce. Și noi mergem mai departe, pentru că scena le aparține artiștilor, așa că o să-l invităm la cântec pe domnul Nicu Dorel, dar înainte o să-i înmânez microfonul, poate mai are pe cineva de salutat. Da, în primul rând pe toți prietenii noștri, colegii noștri, familia și toți telespectatorii noștri. Și noi îi salutăm și îi invităm cu mare plăcere să vă urmărească domnul Nicu Dorel. Furtunoase, le mulțumim artiștilor noștri, în special domnului Nicu de data aceasta, și pentru că vorbea puțin mai devreme domnul Sile Dorel cu o premieră în cadrul emisiunii noastre, matinalul de vacanță, și rămâneți pentru că vă garantez în fiecare zi exclusivități. O să mergem mai departe cu un triolet frumos despre care vorbeați și dați-mi voie să vă dau microfonul, domnul Sile. Sigur că da, dumneavoastră, mulțumesc. Fratele și fiul, da, eu fratele meu, băiatul meu care seamănă cu Nicu, nu seamănă cu mine, cred că am greșit buzunarul. Și vrem să dedicăm domnului Toni Bocioacă de la Buzău, de la Berica, unde am fost la ultimul chef frumos. Îl salutăm și noi pe dânsul și să vă cheme la astfel de evenimente frumoase, să marcheze sufletele și veselia celor care vă urmăresc și care se bucură. Iar noi suntem găsiți pe Facebook, Nicu Dorel, Orlando Dorel, Sile Dorel, fiecare avem pagina. O familie de muzicanți, cum am spus puțin mai devreme. Vreau să vă mulțumesc pentru prezențele dumneavoastră astăzi în cadrul emisiunii, la fel și domnului Aurel, și sunteți bineveniți oricând aveți plăcere, timp.
De altfel, chiar dacă este, după cum spun mulți, un compromis, trebuie să gândim optimist și vreau să vă spun că vă doresc mult succes la evenimentele pe care trebuie să le onorați, să veniți cu vești bune și să nu încetați să pregătiți pentru cei de acasă astfel de surprize. Dați-mi voie să vă iau microfonul și să-i ascultăm în premieră în această dimineață, la matinalul de vacanță, tatăl, fiul și fratele. Cu mare drag, domnul Dorel, Nicu și Orlando! We'll be right back.
revenit, dragi telespectatori, la matinalul fără egal, matinalul de vacanță. Dragii mei colegi, și voi sunteți în vacanță alături de noi. Vreau să-i văd pe fiecare și să vă reamintesc că în această dimineață am colegi de seamă pe Daniel, pe Iulian, pe Adiță și pe Bogdan. Colegii pe care eu îi știu de când am făcut și o rădăcină aici în Etno, a doua mea familie, cum îmi place să spun, și vreau totodată să o salut și pe fina mea și pe producătorul Daniela Scoică, care mă face cea mai fericită nașă, pentru că în scurt timp o să am o finuță frumoasă și sănătoasă, la fel ca părinții ei, George și Dana. Vorbim puțin mai târziu și de asta, dar avem invitați de excepție. Mulți dintre ei sunt prieteni vechi a emisiunii matinali. Desigur, acum în vacanță au ales să petreacă timp cu noi, timp cu dumneavoastră, și mă bucur că au acceptat invitația, la fel cum e valabilă și pentru toți ceilalți care vor să ne treacă pragul. O să o iau în ordine cronologică, în ordinea de la catalog. O să încep cu Alex Ian, să-i spun bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața și bine v-am găsit. Fără emoții, pentru că alături de la vineta cu vedeta, fiecare din vedete, o să dăm tonul celei mai mari distracții, mergem mai departe cu Mircea Mondialu. Bună Mondial dimineața, bine v-am găsit. Da? Da, cred că aș vrea să-mi schimb numele, să-mi pun... Cum să ți-l schimb, Mircea? Să-mi las după soție, Mircea Dragu, Anca. Dragu, Mircea Dragu. Aici voiam să ajung, dar o salut pe Anca și revenim la ideea de cuplu. Bună dimineața, Anca. Bună dimineața, bine te-am găsit. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre, frumoși, tineri, zâmbitori. E normal să te uiți la o astfel de emisiune, că preie energiile bune. Mergem mai departe și o salutăm și pe Mirela. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bună dimineața, Mirela, ești pentru prima dată la matinal și pentru prima dată, da. Actual matinal de vacanță, da. Sperăm să nu fie ultima dată, să te simți foarte bine în compania noastră. Doamne ajută. Și puțin mai încolo să citești și mesajele, pentru că deseori după venirea invitaților în emisiune se întâmplă să primim mesaje de felicitări. Și mergem mai departe cu ultima invitată de pe canapea, dar cea din tâi, Dania. Bună dimineața și bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Ținute frumoase, ținute vesele la fiecare dintre voi. O să discutăm și despre vacanță, dar pentru că nu vreau să las subiectul neterminat, spunea puțin mai devreme Mircea Mondialu, care vrea să-și ia numele soției. Aici dragoste adevărată. Ia să vedem ce te-a determinat să faci pasul ăsta. Sună mai frumos și m-am cam săturat puțin. Bine, m-am săturat de Mondialu. Sună puțin a manelărie, ca să zic eu. Și tu reprezinti și avem nunți care nici nu cântăm, și muzica populară. Avem nunți care nu cântăm manele. Uh-huh. Asta depinde de clienții pe care voi aveți și ce solicită, nu, da, genurile, da, muzicale. Da, mulți mă știu Mircea Mondialu. Și din Mondial cum o să devii? Mircea Dragu. Național. E bine? Anca Dragu e și Mircea bine. Dragu. Măi, Anca, înseamnă că i-ai pus acolo, domnule, zahăr unde trebuia, în cafeluță de... Mai ales cu pandemia asta acum. Chiar că, apropo, că tot ați spus de pandemie, ați petrecut poate timp mai mult împreună, e valabilă întrebarea pentru toți, cu cei dragi, cu partenerul de viață, decât ați fi făcut-o în mod obișnuit când erați solicitați la evenimente, la servicii? Noi doi am... De obicei petrecem foarte mult timp împreună, că avem aceeași meserie. Am avut și petrecere, ea în dormitor, eu în cameră. Separat de ce s-a anunțat, da? Separat. Fiecare cu camera lui. Și ne-am pus fiecare câte o melodie și am dansat. Tu, Alex, cum ai petrecut timpul în pandemie? Pentru că, vezi, mulți au fost speriați de ideea asta de izolare la domiciliu, dar acum știi cum e, poți să ai izolare că ești într-un șomaj, că nu mai mergi la muncă. Ideea e să-ți administrezi frumos programul, astfel încât să nu te năpustească depresiile, între ghilimele. Am muncit pe la studio. Da. Să înțeleg că ai pregătit și surprize muzicale, dacă ai spus de studio. Sunt în lucru. Sunt în lucru. Foarte bine, pentru că e frumos așa, nu tot deodată, câte puțin. Noi ne-am sunat toată pandemia. Da, ne-am întâlnit, am mai făcut. El știe mai multe cu studio și am învățat și eu cu studio acum. Am înțeles. Ei, asta o prietenie adevărată, vă împrumutați... Da, că noi am copilărit toți care suntem aici, am copilărit. De la ce vârstă sunteți prieteni, să vă întreb așa? Dacă hai tot ați adus hai să mint o vârstă, că nu mai știu. Spune tu, Mircea, când cântam la Căciulați. 15 ani, 20. Iată, dragi telespectatori, dragii noștri prieteni, fidele emisiunii matinalul de vacanță, respectiv matinal și populari, se întâmplă și există cântăm posibilitatea împreună... ca prieteniile să fie de lungă durată. Da, da, da. Deci să credem în ele și să alegem prietenii după sprânceană. Eu zic să mai povestim după, pentru că mai avem de vorbit și cu Mirela și Dania, dar o să spargem gheața cu Mircea Mondialu în viitoare devenire, Dragu și Anca Dragu. Vă invit, dragilor, la scenă. Rămân pe canapea cu ceilalți invitați, să invit să servească un pa.
pahar de apă, o cafeluță, vă rog să vă luați microfoane să mergeți la scenă. Și după piesa lor, dumneavoastră, până atunci, trebuie să vă distrați în fața micilor ecrane, că aveți de amestecat în mâncărică, că vreți să mai spuneți o idee, să mai aflați un lucru. Noi vă dăruim cântece și subiecte în exclusivitate. Acum pentru dumneavoastră la scenă, Anca Dragu și Mircea Mondialu. Cam povești să tot vei să chefuiești. Mireasa și mirele sunt frumoși ca florile. Cântă vestii slăutari, socrii mici și socrii mari. Joacă și se țin făloși cu copiilor frumoși. Multă sănătate mirilor să aveți, noroc, dragoste și bani. Pentru mir să mai ciobi paharul, să trăiască la mulți ani. Multă sănătate mirilor să aveți, noroc, dragoste și bani. Pentru mir să mai ciobi paharul, să trăiască la mulți ani. Fata la care ai visat și ești cel mai fericit că visul ți s-a împlinit. Hai, joacă, mireasă, hai, că uite ce mire ai. Amândoi vă potriviți și veți trăi fericiți. Multă sănătate mirilor să aveți, noroc, dragoste și bani. Pentru mir să mai ciobi paharul, să trăiască la mulți ani. Multă sănătate mirilor să aveți, noroc, dragoste și bani. Pentru mir să mai ciobi paharul, să trăiască la mulți ani. Nașule pahar și chină cu nașa ea. Finii să aibă noroc și să vă vedem la joc. Să trăiască dominaș sus paharele nuntaș. Bem în cinstea nașilor și în cinstea mirilor. Multă sănătate mirilor să aveți, noroc, dragoste și bani. Pentru mir să mai ciobi paharul, să trăiască la mulți ani. Multă sănătate mirilor să aveți, noroc, dragoste și bani. Pentru mir să mai ciobi paharul, să trăiască la mulți ani. Anca Dragu și Mircea Mondialu vă invit alături de noi la canapea. Dragilor, eu i-am urmărit din platou. Îmi imaginez cum i-ați văzut dumneavoastră din fața micilor ecrane. Mie mi-au dat o energie pozitivă. Sunt un cuplu foarte frumos. Felicitări. Mulțumim pentru frumos. Această piesă veselă, mulțumim specială mulțumim pentru mult. Evenimentele de neuitat din viața, viețile tinerilor căsătoriți și la cât mai multe astfel de producții, mulțumim. Texte și compoziții. S-au anulat, mulțumim. S-au anulat, dar la anul o să cânte și pisica din colțul blocului. O să cântăm zi de zi. Să nu vă pierdeți speranța. Totul va fi bine și vom cu siguranță așa o să fie, vezi, an de an. Așa sperăm, doamnă. Au mai fost încercări, acum a lovit domeniul acesta al artiștilor, era de așteptat și nu numai.
Mergem mai departe, pentru că urmează să ne cânte Alexian. Alex, tu nu-ți pierzi speranța vis-a-vis de cântat. Tu strângi acolo în biblioteca ta personală și vii după aceea cu creațiile în emisiunile de televiziune. Anca, te rog să-i dai un microfon și Mirelei, pentru că vorbeam puțin mai devreme despre prietenie. Știu sigur că nu domeniul, ci partea asta a energiei feminine e de multe ori vânată. Iar voi sunteți cu toate le prezențe frumoase aici în emisiune. Cum de s-au legat totuși prietenii atât de sincere și frumoase și dacă mai există în ziua de astăzi încrederea pe care noi o oferim și de multe ori așteptăm să o primim? Nu, sinceră să fiu, nu mai există prietenie adevărată. Foarte rar întâlnești prietenie adevărată, dar... Pentru că omul în natura lui a ajuns să se schimbe foarte mult. Exact, exact. Și noi avem foarte multe în comun, ne respectăm. Păi ați prins avem alte încredere generații. Unul în altul, da? Noi suntem altă ultima creștere, generație, noi suntem ultima de aici generație. A pornit totul. Acum? Să fim optimiști. Uite, eu încerc să-mi educ copiii cât se poate de frumos, să creadă, pentru că nu pot să-i spui unui copil mic, mamei, lumea e super exact. Rea și chiar sfătuiesc oamenii de acasă care ne urmăresc, pentru că și ei au dreptul la o viață frumoasă, dreptul la opinie și acum știi cum e, din dezamăgiri devii mai puternic, din prietenii, cum aveți voi și ați spus puțin mai devreme. Fiecare părinte încearcă să-și educe copilul așa da. Cum poate mai bine și da. Cum știe mai bine. Da. Fiecare vrem ce e mai bun pentru copilul nostru. Am ales să discut cu fiecare dintre voi pentru că trebuie să le oferim celor de acasă surprize muzicale, mai ales că au scris pe pagina de Facebook. Acum, dacă vine la Vinea, la matinalul de vacanță, sperăm să se cânte cât mai mult. Dragilor, dorința v-a fost îndeplinită, dar până o să ne cânte Alex Zian cu o piesă frumoasă, vreau să vorbesc și cu Dania, pentru că Dania are o ținută frumoasă, elegantă, o ținută de zână, aș spune eu, și trebuie să o întreb dacă piesa, textul piesei se potrivește cumva cu acest stil romantic pur pe care ea îl are în această dimineață. Piesa pe care o voi interpreta astăzi, îmi cer scuze, sunt un pic răgușită, este despre viață. Măi, nu degeaba s-a legat, vedeți voi subiectul cu prietenia, cu viața? Da. Este despre viață și cât de repede trece ea și că ar fi bine să ne bucurăm de fiecare moment. Asta chiar e un titlu sugestiv, un subiect foarte frumos și chiar abordat în necunoștință de cauză, dacă vreți, cu invitații noștri. Mergem mai departe cu cântec și, după cum v-am spus puțin mai devreme, la scenă, artistul Alexian este pregătit să vă dăruiască o piesă frumoasă. Să-l ascultăm! Anii mei se duc ca frunza de nuc, lumei viața s-o trăiesc cum vreau n-apuc. Că-ntr-una muncesc, la ce-mi folosesc banii dacă nu știu viața s-o trăiesc. Nu mai vreau avere să adun bani deoparte să mai pun. Anii tinereții trec, de-acum colo vreau să mă petrec. Nu mai vreau avere să adun bani deoparte să mai pun. Anii tinereții trec, de-acum colo vreau să mă petrec. Vremea nu stă loc, anii nu se-ntorc, lumei să petrec și eu n-am timp deloc. Să iubesc, să beau, să fac tot ce vreau, că averile cu mine nu le iau. Nu mai vreau avere să adun bani deoparte să mai pun. Anii tinereții trec, de-acum colo vreau să mă petrec. Nu mai vreau avere să adun bani deoparte să mai pun. Anii tinereții trec, de-acum colo vreau să mă petrec.
ce folos de bani. Cei mai frumoși ani lume i-am pierdut și mi-am făcut dușman. Mai bine de-i beam și mă petreceam, măcar cu atât dacă mă alegeam. Nu mai vreau avere să adun, bani deoparte să mai pun. Anii tinereții trec, de-acum colo vreau să mă petrec. Nu mai vreau avere să adun, bani deoparte să mai pun. Anii tinereții trec, de-acum colo vreau să mă petrec. Din partea mea, Mirela Marafet, dedic această melodie pentru toți părinții din lume și pentru tăicuțul meu, pentru Victor Marafet.
mea pentru această piesă. Doamna Flori mi-a scris că melodia pe care ai intitulat-o este foarte adevărată. Într-adevăr, cum am vorbit și puțin mai devreme, vă felicită pentru prezențele voastre frumoase, telespectatorii mulțumim noștri. Frumos. Am primit sute de mesaje, dar trebuie să mai stau cu artiștii aici în platou să încep să le citesc. O voi face până la sfârșitul emisiunii, vă promit asta. O salut și pe doamna Tanții, vecina mea, o îmbrățișez și l-aștept și pe fiul dumneei aici la emisiune cu trupa Haiduci. Noi o să mergem mai departe, dar înainte de toate vreau să o întreb pe Anca, pentru că ea ne va încânta cu o piesă frumoasă despre următoarea melodie pe care o interpretează. Textul cui aparține? Vreau să specific că toate piesele mele sunt compuse de soțul meu. Păi de-aia ești mondial, măi Mircea, acum am dat seama. Mulțumim lui Dumnezeu că ne duce capul. Felicitări. Da, apropo, inspirația asta vis-a-vis de texte, unde... Uite, mie mi-a venit odată, câteva rime în metrou, de exemplu. Mă inspira uitându-mă la lume. Tu, de exemplu... Inspirația trebuie să te gândești cuvinte, să încerci cel puțin să faci cuvinte pe care nu mai sunt auzite. Și în care oamenii se regăsesc. Și în care oamenii, da, se regăsesc. Melodia se numește Tu ești urma mea, copile. Mai ieri te țineam de mână... Stai că am uitat cuvintele. Deci tu ești te învățam să mergi și astăzi sunt cu tine. Deci practic un mesaj din partea părintelui, da, pentru copil. Da. Păi atunci o să ascult și eu cu mare plăcere. Nu... Le dedic copiilor mei, lui Matias și lui Ingrid. Cu dedicații din partea noastră. Toți copiii din lumea întreagă să le trăiască părinții. Și dacă mai aveți vreun mesaj de transmis celor de acasă, Alex, tu, că tu urmezi la cântat după Anca și n-aș vrea să nu primiți atenția mea fiecare în parte. O să cânt o melodie pentru băiatul meu, pentru Zian. Oh, deci de asta e Alex Zian, să înțeleg, da? Să-ți trăiască, să fie sănătos și încă o dată pentru cei de acasă le dedicăm această frumoasă compusă de Mircea, cântată de soția lui, pe urmele... Tu ești urma mea, copile. O invităm pe Anca la scenă să ne încânte cu această piesă frumoasă pe care și eu și dumneavoastră o vom asculta cu multă plăcere. Doamna Flori, să vă trăiască fata, nepoțelul și ascultați aceste versuri frumoase. Anca Dragu. Mai cu
fost viața rea sau bună, am știut să trec prin ea. Într-o fericire a ta eu aș munci toată viața. Adiță, ești cu mine, fă-mi și mie cu mâna, dă din camera acolo, zi, da. E, la tine trebuie să mă uit, drăguțule, la telespectatorii noștri dragi, să ne bem cafeluța împreună. Nu știu cine a venit și s-a furișat aici în platoul emisiunii, dar a adus niște cornulețe de excepție. Dați-mi voie să vă spun că îmi fac diminețile frumoase. Și înainte de toate, înainte de a ne încânta cu piesa frumoasă despre care Alex Zian a spus și a zis că pe fiul lui îl cheamă Zian, nu am reținut bine să străiască încă o dată. Mulțumesc. Vreau să le mulțumim artiștilor care ne-au trecut pragul, și anume Anca și Mircea Mondialu. Mulțumim și noi de invitație. Cu tot dragul și sunteți bineveniți oricând. Mirela, Dania și desigur Alex Zian, invitați tineri frumoși, artiști cu un viitor extraordinar care ne-au adus în premieră la matinali melodii frumoase. Încă o dată vă mulțumesc și acum în încheiere vă aștept cu mare drag oricând și ne cântă Alex Zian. Rămâneți cu noi pentru că urmează și alte surprize. Nu mă dau banii afară din casă, dar suflet mă simt bogat. Viața este mai frumoasă de când am băiat. Poate că n-am fost eu copil de bani gata, că la țară l-am trăit. Dar un băiat are tata și sunt fericit. Ce-am trecut, mă rog să-mi dai putere, să-i dau tot ce eu în viață n-am avut băiatului meu când cere. Pentru el mă lupt și nu am somn și mănânc numai pe fugă. Să-mi cresc băiatul și să ajungă domn, m-aș băga Doamne și slugă. Am dormit pe capătâi de paie, la fântână mă spălam. Aveam numai o odaie, o cămară aveam. Nu știu, Doamne, eu prin
ce-am trecut. Mă rog să îmi dai putere, să-i dau tot ce eu în viață n-am avut băiatului meu când cere. Pentru el mă lupt și nu am somn și mănânc numai pe fugă. Să-mi crezi băiatul și să ajungă domn, m-aș băga Doamne și slugă. Să-mi dai putere, să-i dau tot ce eu în viață n-am avut băiatului meu când cere. Pentru el mă lupt și nu am somn și mănânc numai pe fugă. Să-mi crezi băiatul și să ajungă domn, m-aș băga Doamne și slugă. Mulțumim din suflet, Alex Zian, pentru această piesă frumoasă și îl așteptăm cu mare plăcere ori de câte ori are ocazia. Dați-mi voie să iau telefonul, dragilor, pentru că am câteva mesaje și nu vreau să rămân în fața telespectatorilor fără cuvânt, pentru că eu știu că dumnealor mi-acordă toată încrederea și o să citesc câteva mesaje. Doamna Maria Loga, din suflet vă salut și vă aștept cu mare drag în platoul emisiunii. Doamna Ileana Lăceanu, doamna Maria Ghinea, Tudor Lăcrămioara, bună dimineața, Mare Jimioara, Geta Ionescu, Nicoleta Ungureanu, Alexandra Tudor, Geta Gavril, Dana, Maria Stancu, Daniela Militaru, i-am enumerat pentru că tot spune Ben Cafeluța împreună, bună dimineața, te pupăm la Vinia, mă bucur că ai revenit pe micile ecrane. Mihaela Militaru, bună dimineața, la Vinia, Viorica Savoie, cea mai tare, Viorica, dacă vreau și nu vă supărați, o piesă cu Aurelian Preda, a fost înainte de emisiune și o să mai fie doamna Viorica pe parcurs emisiunii. Doina Ion, Maria Grigoraș, Tufanele, Elena Blaș, Florentin Valicuza, Viorica Dodu, Costica Vadani, Ion Maria, Elena Anton, Elena Șmadeș, bună dimineața, ne bucurăm mult pentru revenire, ești minunată. Bună dimineața tuturor, mult succes la Vinia, Dumistresina, Lenuța Frătica, bună dimineața, bine ai revenit, vă mulțumesc din suflet pentru încrederea acordată. Elena Lenuța, Olaru Carmen, Nina Șelaru, Alesia Radu, Tiberiu Muscălu sau Muscalu, Lucica Dumitru, Maria Brănescu, Milica Tabără și mulți alții. O să continui de aici. Lavinia, bine ai revenit, Lavinia Mălăișteanu. Dragilor, vă mulțumesc pentru asemenea primire, pentru sutele de mesaje pe care le avem pe pagina Matinal și Populari, pagina permanentă a emisiunii pe care eu am moderat-o la început cu Valentin Sanfira, pe care îl salut, colegul meu, Georgel Nucă, care mi-a rămas în suflet și, desigur, în prezent, emisiunea de vacanță, Matinalul de vacanță, care promite surprize pentru dumneavoastră. Surprizele, după cum v-am spus, nu încetează să apară, așa că am revenit cu a treia familie de musafiri. De ce? Pentru că încercăm să respectăm regulile impuse și să echilibrăm balanța astfel încât la canapea să avem mai multe serii de invitați, familie de muzicanți, după cum ați văzut că am început emisiunea de astăzi și până o să le spun bună dimineața și o să discutăm la canapea, la scenă sunt pregătiți artiștii noștri și o să începem cu o piesă frumoasă cântată de Ilie Alecu. Îi spunem bună dimineața, ascultăm piesa și invităm la canapea!
Bravo, bravo, bună dimineața, le spunem artiștilor noștri, instrumentiștii prezenți astăzi la matinalul de vacanță, alături de Lavinia, bună dimineața. O să încep în ordinea de la catalog, după cum am spus puțin mai devreme, o să-i dau microfonul domnului Costel Frumosu, pentru că ne va surprinde și dumnealui cu o piesă frumoasă. Și dacă tot aveți microfonul, vă dau ocazia să ne prezentați toți colegii dumneavoastră prezenți astăzi în platoul emisiunii. Bună dimineața! Ilie Alecu. Da, bună dimineața, l-am prezentat pe dânsul puțin mai devreme. Barbu Andrei, George Sax și... Juniorul familiei de azi. Al cui e juniorul? Alu, George Sax. Seamără, seamă, m-am uitat puțin, dar zi mai să nu fac o confuzie. Păi e bine dacă moștenești talentul tatălui și să-l urmezi, să aveți succes. O perioadă scurtă de blocaj, aș spune eu, dar să nu ne pierdem speranța, pentru că, vedeți bine, matinalul de vacanță continuă. Artiștii sunt foarte dorniți să vină în platoul emisiunii și se bucură pentru revenirea mea în această vacanță. Vă promit să fie una de neuitat și pentru că matinalul a introdus pentru cei de acasă melodii în număr foarte mare, după cum au solicitat cei de acasă să-și bea cafeluța alături de noi, cu muzică, joc și voie bună. Eu zic să mergem mai departe cu cântec, pentru că spectatorii asta așteaptă, să ne cânte următorul invitat, următorul artist, Andrei Barbu. Un calup de piese de data aceasta, urmăriți-ne și dansați în fața micilor ecrane la matinalul de vacanță!
pare rău că mă micuța mea nu m-a făcut cu tot cu un talent din ăsta de a studia la un instrument, pentru că este foarte important să ai ureche muzicală, să știi să cânți la un instrument, dar m-a înzestrat bunul Dumnezeu cu acest talent nativ. Aici mă simt în lumea mea, aici mă simt ca acasă, am mai spus că este a doua mea familie și de fiecare dată știu să tratez și să mă bucur de prezențele frumoase ale artiștilor. Am să-i dau voie lui George, pentru că ne-a încântat și ne-au încântat cu piesele frumoase, să ne spună ceva și înainte de toate să le mulțumesc pentru prezență și o să-i rog să rămână la scenă, pentru că mai avem surprize muzicale și trebuie să acompanieze artiștii. Te rog, George! Mulțumesc și eu foarte mult și le mulțumesc și colegilor că a fost alături de mine. Și noi vă așteptăm cu plăcere oricând, să știți, în platoul emisiunii, cel puțin pe perioada vacanței când sunt eu aici. Dacă ai pe cineva de salutat, te rog să o faci cu drag. Pe toți ai noștri de acasă. Și toți telespectatorii care v-au urmărit și v-au felicitat pe pagina noastră. Nu uitați că vă așteptăm și pe canalul de YouTube Etno TV, acolo unde veți fi la zi cu știrile, cu emisiunile frumoase pe care noi le realizăm și încercăm să le facem pentru dumneavoastră. O să mergem mai departe. Mulțumim încă o dată, George, mulțumim tuturor instrumentiștilor, artiștilor prezenți. Și noi trebuie să mergem mai departe, să mai salut un vechi prieten de-al meu, de-al dumneavoastră, celor care ne urmăriți astăzi la matina de vacanță. Îi mulțumesc că a trecut pragul, la fel cum o să le mulțumesc tuturor în fiecare zi și celor care m-au sunat să-mi spună că ne vom întâlni la emisiune și m-au așteptat cu mare plăcere. Așa că o să-i spun bună dimineața lui Gigi Bălan. Bună dimineața, stimate domn, bine te-am regăsit. Bună dimineața. Bine vin la vine pe la noi. Acum da, mă primiți și voi pe la voi. Da. Mă bucur mult să vă revăd. De data asta ai venit singur, fără fiu, da? Da, am venit fără băiat, fără Răzvan. Da, promit că o să vin și cu el și cu prietena lui. Foarte bine, vă așteptăm. Spune-mi, cum a fost vacanța aceasta, iunie-iulie, până acum? Ai plecat în vreo călătorie? Ți-ai însoțit familia pe undeva sau urmează, da, poate să faci pasul acesta? Am fost la munte, la mare. Bravo! Super! Și vreau să zic și o melodie pentru tine, pentru copiii tăi. Ai un băiat și o fată. Să știi că mă pentru copiii mei și pentru toți care au băiat și fată, sau băieți și fete. Să trăiască Gigi și ai tăi, mulțumesc, să trăiască copiii celor care ne urmăresc și nu numai și nepoții, să fie sănătoși, pentru că eu cred cu tărie că cea mai mare fericire a unui om pe lumea asta sunt copiii. Copiii, te împlinesc întru totul. Chiar dacă ne mai legăm de partea sentimentală, de cea profesională, copiii aduc fericirea în viețile noastre. Te rog să mergi la scenă alături de colegii tăi de cântec. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi, Gigi, și cu promisiunea ta să revii în platoul emisiunii Matinalul de Vacanță alături de fiul tău și de prietena lui. Oricând, cu aceeași plăcere, vă așteptăm. Acum, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, ne cântă o melodie frumoasă pentru toți părinții, Gigi Bălan.
și un băiat, cu ei sunt cel mai bogat. Viața mea da ce-am dorit, sunt un tată fericit. Și nu numai invitații care au fost până în prezent la matinalul de vacanță alături de noi, de dumneavoastră. Mulțumim, Gigi, încă o dată. Mulțumim, dragi artiști. Vă așteptăm mulțumesc în aceeași formulă mult. Ori de câte ori aveți ocazia și plăcerea. Ușile acestei case frumoase, primitoare și cu energie bună sunt tot timpul deschise pentru dumneavoastră. Mulțumim încă o dată și mergem mai departe, pentru că la vine, da, nu vrea să vă dezamăgească, așa că vă aduce surprize în fiecare dimineață. Bineînțeles, alături de colegi noștri, gândim să facem diminețile frumoase pentru telespectatorii noștri. Și alături de mine în această dimineață la canapea, o să încep cu câteva indicii, sunt doi artiști prezenți. O artistă are un băiat, un artist are o fată. Au venit în această dimineață să ne încânte cu limonadă, să ne răcorească, să ne vorbească de vacanță. Și artista noastră pe care noastră o iubiți, care ne este și colega aici la Edno TV, este și moderatoarea unei emisiuni extraordinar de frumoase, despre care ne va vorbi în această dimineață. Artistul nostru pe de altă parte este omul statului, dar și artistul nostru. Le spunem bună dimineața, îndrăgite artiste Adina Roșca și Daniel Frunzăreanu. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Auzi, Lavi, acum să încercăm să ne dăm, să ne dăm rând la vorbă, ca și mi-am găsit nenașul, care spuneam, aici am adversar, aici deci, în stânga mea. Că n-ați mai fost, nu? Am mai fost, dar nu așa colț în colț, știi, da, să bată cu ei. Vreau să vă spun că mă bucur super, super mult că sunteți astăzi la emisiune. Eu cu Adina am mai prezentat și în anii trecuți, la Vacanță cu Cântec, am făcut o echipă extraordinară și cred că are ea parte de, în jurul ei, numai de oameni vorbăresc. Mi-a fost dor să te văd aici. Cine pe, să știți? Aici pe canapeaua. Foarte pricina. Mult mă bucur și din suflet, pentru că am ce vorbi cu voi, avem ce povesti pentru cei de acasă. Sunteți iubiți de marele public? Noi, de fapt, și de drept, acum ne-am dat seama. Daniel, de ce ne-a adus aici? Tu cu fetiță, eu cu băiat. Ce crezi? Da. Până acolo eu mă uit la altă. Dragii mei, cei care ne urmăriți de acasă și pe care vă iubim, vedeți ce bine m-au poziționat? Într-adevăr, o distanțare socială corectă. Nu te plouă, dar nici bine nu ți-e. Momentan e bine. Ideea, că n-ai voie să te apropii, nici stânga, nici dreapta. Asta, știi? Exact aici. Vedeți, completarea perfectă. M-au pus bine, m-au pus stânga la Vinia, păi mă, dreapta Adina, fată, dar n-am voie să fac nimic, mă, n-am voie să fac niciun fată, pas. Că-ți plac fetele, mă, Daniele, mă. Măi, dar ce crezi, de mic, mă? E, vezi? Păi de asta ți-o dat Dumnezeu tot fată. Corect, corect. Și ce fată am. Și da, ai zis bine. Să-ți trăiască. Mulțumesc, să rămână și vouă să vă trăiască. Mulțumim. Copiii și tuturor celor de acasă.
Măi, nu știu, eu i-am spus acum, înainte să intrăm noi în vorbă, zic, Uscră, ce faci? Da. Are un băiat frumos și e foarte, foarte isteț, așa, Andrei. Așa. Da, mă bucur să-l văd și eu în platou, abia aștept să... Bine, acum să vedem că poate Uscră zic ție, nu se știe. E, niciodată să nu spui niciodată. Măi, important e să avem relația bună. Auzi, mă, Lavi, noi ne facem planuri, dar dacă stau bine să mă gândesc, dacă nu se aruncă fiul meu la fiică ta, vezi că și Lavi are fată, păi așa da, că deci, trebuie doar să ținem, asta zic, merge fiul tău la fiică sa și fiul să vină la fiică mea. Și, na, și până la urmă... Și banii merg într-un loc, știi? Să dea Dumnezeu asta, să ieșim cu pandemia și cu astea, că evenimentele o să le avem și asigurate, pentru că avem artiști. Hai să trecem la subiectul așteptat, la ceea ce telespectatorii așteaptă, prezențele lor, bineînțeles, aici în platoul emisiunii matinalul de vacanță și proiectele pe care le pregătesc, din bucuria sufletelor lor, dar mai ales pentru dumneavoastră. Îmi place să fiu populară în vorbe, să nu fiu protocolară, să vă domnesc, așa. Pentru că aici mie mi se pare o atmosferă de familie, o atmosferă de prietenie și de fapt asta așteaptă cei de acasă. Adina sparge în gheața cu tine pentru că ești energia feminină. Telespectatorii noștri sunt bucuroși să audă despre proiectul tău și aici nu mă refer la partea de a fi moderator, cât mai ales la viața artistică, pentru că știm că ai pregătit o piesă nouă. Da, mă gândeam că mă întreb de vacanță. Ce planuri de vacanță urmează când ne ducem la Fresh acolo și acolo doar vorbim despre vacanță. Măi, eu nu vreau vacanță. Din martie eu mă simt tot în vacanță. Noroc cu petrecerea de la Han. Dar da, vreau să vă aduc în dar un cântec. Nu e chiar în prima audiție, pentru că eu l-am cântat pentru prima dată în emisiunea colegului nostru, cu Văru înainte. Piesa a fost compusă de Văru Săndel. De fapt, linia melodică îi aparține soțului meu. Textul îi aparține lui Văru Săndel. Și așa am simțit că acolo să o cânt pentru prima dată. Acum nu vreau să spun eu chiar toate detaliile. E un cântec de suflet, e un cântec de dragoste. Ajunge acolo unde trebuie, se duce către cineva special și nu dau alte detalii. În schimb, am primit confirmare, mulțumesc. Cântecul este realizat alături de Orchestra Națională Lăutarii din Chișinău, sub bagheta domnului dirijor Nicolae Botgros. De ceva vreme eu mă bucur cu o colaborare foarte faină. Știm din piesele trecute pe exact, care le-ai exact, făcut. Exact. Dar vreau să amintesc înainte de toate și de cei doi ingineri de sunet care m-au ajutat. Este vorba de Viorel Scutaru din Chișinău și Ovidiu Mărginean de la Sibiu. Și să știți că amprenta de Ardeal și-a pus-o taragătul lui Adrian Neamțu și cred că i-am amintit pe toți. Mulțumesc frumos tuturor! Adina, e foarte important, dar eu aș avea o întrebare. Sunt artiști care au hituri, cum le spun eu, sunt câteva care se diferențiază în rândul pieselor. Cum ați reușit voi, pentru că ultimele piese pe care eu le-am ascultat și pe care le-ați imprimat alături de Orchestra Lăutarii s-au bucurat de un real succes. Și aici nu zic eu personal, care nu sunt artist, nu cânt, păi dar dacă pot ți-aduce aminte, asta. Erai la matinal când am cântat în premieră Viața Dragă, erai aici cu Georgel, nu? Da, și a zis, asta să știți că sună bine. Da. Acum, nu știu... E mare lucru ca de pe un CD să... Eu nu am încredere în mine și am recunoscut lucrul ăsta, deci eu nu știu. Toată lumea spune că e cam frumoasă piesa asta noua mea. Acum, nu știu, mi-e dragă și mie, dar mi-e dragă în primul rând că este un cântec de suflet, e un cântec de dragoste și mie cântecele de dragoste îmi plac cel mai mult. Și te regăsești atunci când le interpretezi. Mă, nu știu dacă mă regăsesc neapărat, dar o să vedeți voi. O fărâmă de adevăr e în fiecare. E ce trebuie, exact. Păi, Adina, eu nu vreau să destăinuim secretul acum telespectatorilor, pentru că trebuie să stea acolo poziționați cu cafeluțele în mână, cu ochii în televizor, pentru că avem artiști de excepție. Este început de săptămână. Mâna este început de proiect nou. Vreau să luăm o scurtă pauză de publicitate. Să ne tragem sufletul, pentru că Adina ne pregătește această piesă în care cu siguranță ne regăsim. Revenim cu piesă cu Adina Roșca. Rămâneți cu noi! Astăzi bad în mână țână o crânguță de mălin. Cât aș vrea la piept să-mi stai și gură să-mi dai. Astăzi bad în mână țână o crânguță de mălin. Cât aș vrea la piept să-mi stai și gură să-mi dai. N-am știut când am putut, când aproape te-am avut, ce să fac cu gura ta și cu inima. Faină-s, bată-mă norocul, că mi-s buzele ca foc.
să punem drumul ei. Și ce trebuie și ce vrei, eu acum înțeleg, n-am știut să aleg. Viața pune-n drumul ei, și ce trebuie și ce vrei, eu acum înțeleg, n-am știut să aleg. N-am știut când am putut, când aproape te-am avut, ce să fac cu gura ta și cu inima. Faină-s bată-mă norocul, că mi-s buzele ca focul. N-ar trebui să suspin pe flori de mălin. Știi că nu mi-e ușor, ești departe și mi-e dor. Mi-e greu, bade și malin, cu flori de mălin. Să știi că nu mi-e ușor, ești departe și mi-e dor. Mi-e dor, bade și malin, cu flori de mălin. N-am știut când am putut, când aproape te-am avut, ce să fac cu gura ta și cu inima. Bată-mă norocul, că mi-s buzele ca focul. N-ar trebui să suspin pe flori de mălin. N-am știut când am putut, când aproape te-am avut, ce să fac cu gura ta și cu inima. Faină-s, bată-mă norocul, că mi-s buzele ca focul. N-ar trebui să suspin pe flori de mălin. Faină ești, bate-te norocul, Adinuță, draga mea. Uite, dăm voie să-ți arăt că mi s-a făcut pielea de găină. Asta vorbeam cu Daniel. Da. Foarte frumoasă. Superbă. Piesa. Oricum, eu vreau să-mi postez curând o poză pe pagina de Facebook și o să scriu acolo, ca un moto, între ghilimele, faină-ți, bată-mă norocul. Asta trebuie să rămâne slogan. Ca focul, dar trebuie să suspin pe florile de mălin, nu? Da, da, da. Asta să știi că se întâmplă. Se zice că oamenii frumoși nu sunt totdeauna buni, dar oamenii buni sunt întotdeauna frumoși. Că mă uitam așa la fizonomia ta. Uite cum le întorci. Păi așa e. Și eu cred că toți trebuie să avem o încercare din asta, o cumpăna vieții noastre, care să ne întărească. Nu rău ne face, pentru că eu cu inima vă spun, dragi telespectatori, că necazurile sunt problemele mari și nu încercările pe care le avem de-a lungul vieții. Da, așa și este. Da, așa și este. Mai e trecută și prin filtrul sufletului meu, trebuie să recunosc. Din toamnă, cei care îmi urmăresc activitatea, o să găsiți pe canalul meu de YouTube și un videoclip exact cu flori de mălin, florile de liliac, și eu deja am postat câteva fotografii și spun așa: vă pupă fata cu mălinul. Bravo, bravo. Hai, fata frumos. Cu mălinul. Noi ne legănăm așa ca să știe cei de acasă, pentru că se mai aude încă aici în fundal piesa asta, piesa asta superbă, și într-adevăr merge acolo. Mă, uite, eu am emoții, sincer, cum vorbesc. Eu am emoții cum vorbesc de cântecul acesta. Eu i-am spus când aproape te-am avut, dar probabil o să fie ceva cu florile de mălin, nu știu. Om vedea. Doamne ajută să fie într-un ceas bun și mă bucur că vă place. Foarte mult. Daniel, tu rămâi pe poziții, că urmează și tu să ne vorbești de ceea ce o să vorbesc, ne vă vorbesc, sigur că da. O să vă întrerup puțin pentru că e vacanță, e un matinal de vacanță, artiștii care pot vin în platou, artiștii care nu pot, luăm legătura cu ei prin Skype și în această dimineață un om drag sufletului meu, un artist iubit, vine de acolo, din Bucovina, întotdeauna ne-a primit cu brațele deschise, îi mulțumim și mă bucur că îl pot auzi, pentru că de aproximativ 2 ani de zile nu l-am văzut, dar poate până la sfârșitul lunii august vine în platoul emisiunii noastre, dar acum îi spunem bună dimineața în legătură prin Skype lui Marius Petrică Zgâianu. Bună dimineața, dragul nostru! Bună dimineața! Neața! Salut, Marius! Neața! Ne bucurăm din suflet să te vedem, ne bucurăm că ai acceptat provocarea noastră de a intra în legătură telefonică. Să știi că îmi lipsești foarte mult ca prezență, ca stil muzical, ca și artist, coleg, și uite, alături de mine sunt Adina Roșca și Daniel Fruzăreanu, care te salută, dar dă-ne tu pulsul la distracție, pulsul vacanței, unde ești, unde te relaxezi și dă-ne câteva indicii de acolo din vacanță.
Și mie mi-e dor de tine și de voi și o să vin. Îți dai seama, nu ratez o lună în care tu ești la matinal. Bravo! Să nu vii. Mă bucur! Mă bucur mare și îți mulțumesc că ți-apreciez prietenia ta fidelă. Știi că mi-ești dragă și toată echipa matinalie și populari mi este dragă acum în matinalul de vacanță. Știți voi, ca de fiecare dată mă prindeți prin alte părți decât în România. Mie îmi place să călătoresc și sunt în Italia. Felicitări! Vacanță extraordinar de frumoasă să ai! De 2 săptămâni și ceva. Am fost 2 săptămâni pe insula Elba. Acum sunt în Siena, un oraș foarte frumos, nu foarte departe de Roma, celebru pentru palio, niște curse de cai, care au loc de 2 ori pe an, în iulie și în august. E o adevărată nebunie aici. Anul acesta nu se țin datorită pandemiei. Pandemie, da. E un oraș care merită văzut și eu sunt într-un loc tare frumos deasupra Sienei și vreau să vă arăt așa un picuț cum e aici. Pentru că pe mine mă știți, m-ați mai văzut, dar dacă tot un bun prieten de-al meu, Claudiu, m-a adus aici, știind că o să intru în direct cu voi, mi-a spus trebuie să te duc într-un loc frumos, de unde se vede orașul foarte frumos. Extraordinar, telespectatorii se pot bucura acum de imaginile pe care tu le prezinți și îți mulțumim, Marius. Domnul din Siena și undeva acolo la baza lui au loc și acele curse celebre de cai. Acum, ce să spun, ești puțin egoist de atâta vacanță, mai lasă și pentru noi. Mai las, dar să știți că eu mai stau aici, nu plec chiar așa de repede, pentru că îmi place. Să bine, știți că să în te Italia... încadrezi, te rog frumos, până la sfârșitul august să fii aici, da? Prezent. O să fiu și vreau să vă spun că în Italia atmosfera este una foarte relaxată și plăcută, pentru că față de ceea ce s-a văzut la televizor, unii poate par ezita să vină aici. Și nu e așa. Totul decurge normal, să știți. Se mănâncă restaurante, se țin petreceri. E adevărat, intri cu mască, te-ai așezat la masă, o pui jos, dar viața arată aproape normal aici, să știți. Ce frumos! Să știi că e mare lucru, pentru că totuși am suferit, între ghilimele, cu toții o perioadă de izolare de aproximativ 2 luni și nu e tocmai plăcut, mai ales că, apropo de asta, de ce ai spus, Marius, să am și eu copii și zic că când va crește și probabil o să-l întreb ce reții din copilăria ta, era toată lumea cu mască. E, să sperăm că o să fie toată lumea îmbrăcată pentru motiv de sărbătoare sau cu motiv de sărbătoare. Acum, în încheierea convorbirii noastre telefonice prin Skype, vreau să-ți mulțumesc și eu și colega noastră Adina și Daniel, producătorul Raluca, te salută. Salut și te așteptăm. Și eu pe ei, pentru că timp de multă vreme. Vă așteptăm cu mare drag, te așteptăm pe tine aici în platoul emisiunii și o să luăm imediat o piesă frumoasă cu tine, Marius. L-a spovedit! Vezi să te spovedești aici în platou când vii din vacanță. Așa o să fac. Te pupăm din suflet, vacanță plăcută în continuare și să ajungi sănătos Marius, înapoi bine. În România, Marius. Și eu vă pup pe voi. Complimente pentru tine, mulțumim pentru tot, o zi bună să ai. Dragi telespectatori, mergem mai departe, cântec, joc și voie bună, l-ascultăm pe Marius Petrică Zgheanu și revenim în platou cu surprize. Adina Roșca și Daniel Frunzăreanu sunt cu noi. Am stat și m-am gândit să mă duc la spovedit, să mă duc la spovedit, că-m păcătuit. Tot am stat și m-am gândit să mă duc la spovedit, să mă duc la spovedit, că-m păcătuit. Tare multe am adunat, am iubit și am lăsat, am jucat, dar n-am lucrat și la umbră am stat. Tare multe am adunat, am iubit și am lăsat, am jucat, dar n-am lucrat și la umbră am stat. M-am trezit, ne-am făcut crușii, păi n-am mâncat de post nici dulci. Și cu Doamne ajută-n gând, m-am dus la popa oftând, să le spun tăti pe rând. În
biserică am intrat, la icoane m-am uitat, la icoane m-am uitat și m-am închinat. În biserică am intrat, la icoane m-am uitat, la icoane m-am uitat și m-am închinat. Popa-i popă, om sfințit, parcă mintea mi-o șitit și m-o luat mai ușurel, tăt să știe el. Popa-i popă, om sfințit, parcă mintea mi-o șitit și m-o luat mai ușurel, tăt să știe el. Și am început, ai spune, cât i-am făcut pe lume. Multi nu-s de povestit și-o rămas bietul crușit, cât de cap l-am tahăit. Mă-s flăcău smerit, i-am spus tot ce am iubit, i-am spus tot ce am iubit, pe unde am dormit. Uite, mă-s flăcău smerit, i-am spus tot ce am iubit, i-am spus tot ce am iubit, pe unde am dormit. Că iubesc din când în când, poate oi ajunge sfânt, sfântuză de sărbătoare scris în calendare. Că iubesc din când în când, poate oi ajunge sfânt, sfântuză de sărbătoare scris în calendare. Dar deodată văd blajânul, cum să faci ca veninul? I s-a întunicat privirea, rău s-a prăpădit pușirea și m-a bătut cu psaltirea. Valeu! Am văzut că-s pacatos și m-am rădicat de jos, balaria în cap ne-am pus, iute m-am și dus. Am văzut că-s pacatos și m-am rădicat de jos, balaria în cap ne-am pus, iute m-am tot dus. Și-mi zâșeam în mintea mea, na, că asta-mi trebuie, de păcate n-am scăpat, popa foc-o luat. Și-mi zâșeam în mintea mea, na, că asta-mi trebuie, de păcate n-am scăpat, popa foc-o luat. Am oftat, dar nu prea greu, am iubit și n-a fost rău. Și m-a întrebat cu mintea bună de masor și n-ma cunună. Păi dacă mor și nima în groapă, de păcate și n-ma scapă, proastă ești, minte buiacă. Cât de cât păcate spusă, mai bine pe veșa ascunsă, cât de viața noi prescurtă, poate Dumnezeu mai uită. Mai cu foc, nu lăsa pasul deloc, să iasă praf din podea. Frumos cântă muzica, zi mai cu foc din vioară, să răsune în astă seară, atinge-o pe coarda groasă, nimeni să nu stea la masă. Așa lume de frumoasă și așa nuntă aleasă. Nunele e mai bogat, doi tineri acununat, și le-o purta viața toată, grija cu suflet de tată. Doamne-n sârba mai cu foc, nu lăsa pasul deloc, să iasă praf din podea. Frumos cântă muzica, zi mai cu foc din vioară, să răsune în astă seară, atinge-o pe coarda groasă, să nu stea la masă. Nunta și de viță aleasă petrec până dimineață, chiuie și strigă tare să se audă până-n vale. Vinul roșu ușor curge, parcă nici nu mai ajunge, ci se aduc ulcele pline, nunta să țină trei zile. Doamne-n sârba mai cu foc, nu lăsa pasul deloc, să iasă praf din podea.
gardă groasă, nimeni să nu-ți dea la masă. Joacă sârba mai cu foc, nu lăsa pasul deloc, să iasă praf din podea. Frumos cântă muzica, zi mai cu foc din vioară, să răsune în astă seară. Atinge-o pe gardă groasă, nimeni să nu-ți dea la masă. Stea la masă cu Daniel Frunzăreanu. Păi nici pe mine nu m-a ținut la masă. Vedeți bine că sunt în picioare. Maestre, ia-ți te rog un microfon. Îți voi face loc. Sigur. Să mergi la bucătărie alături de colega noastră, Adina mai Roșca. Cu foc. Stai. Eu ca Adina. Aoleu, ce faci? Păstrați distanța socială, vai, drăguților. Vai. Gata. Adina, da. Ia un microfon. Să mai poți cânta, păi asta, ți arăt o lămâie, știi? Ați văzut, m-am dus prea cântând, știi? Eu mă să vă privesc de la distanță, v-aș lua în brațe așa pe amândoi, da? A, stai, data viitoare. Și eu v-aș lua în brațe, pardon, n-am vrut să spun asta. Adina, e o coloristică atât de frumoasă pe bucătăria noastră aici de la matinalul de vacanță, încât mie îmi lasă gura apă. Nu mai pot că eu am venit cântând. Zmeură, căpșune. Ce urât e să-ți arate cineva o lămâie când cânti, nu mai cânti. Mure, lămâie, ce să spun, un deliciu. Ce ne pregătește Adina? Măi, mi-ați dat voi provocare și voi m-ați trimis cu gândul la vacanță și eu m-am gândit la ceva răcoritor, să nu zic răcoricios. Și m-am o să verific să calitatea să facem... produselor, să văd dacă e tot în regulă. Drăguțule, calitatea aici, Daniel, dragul meu, da, nu este de 10 stele. Antia, 10, da. Ca 10 după sufletul omului. Mi s-a părut că de plastic și de aia am vrut să... Încercăm să facem o limonadă cu mentă și încercăm să facem și un smoothie cu fructe de pădure. Și cu fructe de pădure. Ai lapte de... Avem lapte de migdale aici. Lapte de migdale. Acum vedem ce o ieși, că acum nu știu dacă nimeresc eu exact cantitățile. De fiecare dată e un pic altfel. Depinde și de pulpa fructelor. Aș mai aduce o completare. Dați-mi voie să vă spun că ceea ce Adina pregătește astăzi la matinalul de vacanță este energia pentru întreaga zi. Până ne bem cafeluța dimineața sau după ce o bem, dacă apelăm la varianta aceasta de smoothie, respectiv o limonadă, suntem energizați întreaga zi. Contează foarte mult ca micul dejun să fie bogat în vitamine. Eu zic să înceapă Adina aici acțiunea. Acum stoarce lămâne. Cu ajutoare. Păi, unde-ți doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Eu mut ăsta puțin mai așa. Nu, să te ajut. Dar hai să începe, să faci smoothie-ul. Dar știi ce aș da din sandale? Eu aș vrea să mai meargă Daniel să ne mai încânte o piesă la scenă, timp în care perfect. Poate Adina te așteaptă și cu paharul, iată, pregătit. Ce zici, Daniel, ne draga încânti? Mea, păi, da, dar nu vreau să fă mai cânt de scandal, auzi, Doamne Dumnezeule, merea cândva. De jucat, pentru că... A cântat prea frumos Adina piesa aia de dragoste mai și devreme. Și te-a provocat să continui. M-a provocat să continui ăsta. Și eu tot în stilul ăsta. Și exact cum vorbeam în pat, da, noi ăștia vorbăreți, suntem oarecum romantici, așa un pic. Să știi că da, suntem trei pe sector. Și recunoști, suntem, da? Vorbesc serios. Și vezi că de multe ori nu trebuie să respecti ceea ce se spune la zodia respectivă. Eu, de exemplu, sunt capricorn, soțul meu este taur, s-ar spune că taurii sunt romantice. Dăm voie să spun că romantismul e sufletul și inima mea. Și pentru că m-ai provocat, ai zis că o să ne dăruiești nouă această piesă frumoasă. Daniel, spune-ne cum se intitulează și câte ceva despre piesa aceasta. Cine ți-a scris textul? Ok, textul e scris de mine. Am lovit? De mine. I love it. N-am știut. Piesa e scrisă de mine, ca majoritatea din pieselor mele. Da, e piesa mea de suflet, am numit-o. Spunea Adina mai devreme, avea emoții după ce a cântat piesa. Eu am și înainte să o cânt. Și după, și în timp ce o cânt, și după. Este piesa, să zicem așa, cel mai mult dorită de public, mi-a fost cerută în mod special și în dimineața asta de fundația ta, cum ar veni, nu? Da, un om foarte drag mie, un prieten, un frate adevărat din Prahova, de acolo, de la Ploiești. Te salut și te pup, Florin. Și bineînțeles, intrând deja pe segmentul ăsta de corazon, cu piesa superbă, dar o mai spun încă o dată și cred că de 200 de ori și acum îmi flutură în minte refrenul melodiei. Și mie mi-a rămas că sunt foarte... Da, am zis să cânt ceva de joc, să aduc aminte oamenilor de cum era anul trecut la nuntă. Mai ții minte, măi, Adina, ce frumos era? Mai ții minte, măi, dragă Mărie! Ceva de genul. Și acum am zis să cânt și ceva de suflet și...
Sper să vă placă și vouă. Ia că eu nu mai sper, sunt convinsă de asta, la ce prezentare frumoasă ai făcut și mai ales că textul ți-aparține, se spune că niciodată nu e textier mai bun decât cel care e aflat acolo în esența trăirilor, exact, poveștilor. În, da. În viață, știi, te rog frumos, și pe alea și pe alea. Te urmez, eu voi lua loc la fotoliu, Adina ne încântă, nu uitați, cu smoothie-ul respectiv limonada pe care intenționează să o facă, iar tu ești invitatul nostru de seamă să mergi la scenă, să ne încânți cu această piesă frumoasă de dragoste, de romantism, de mai multe lucruri pe care Daniel o să reușească să ne încânte în această dimineață la matinalul de vacanță, cu o piesă frumoasă, textul aparținându-i. Așa că din repertoriu propriu sunt foarte curioasă, mi-am luat un loc comod aici pe fotoliu nostru ca să savoresc această piesă în această dimineață, Daniel Frunzăreanu. Și mă întreb chiar și acum, mă întreb în suflet și în gând, oare te mai gândești la mine, ori totul a fost un vis nebun? Chem zilele înapoi să vină și nopțile în care am plâns, unul pe brațul celuilalt, ținând lacrimile pe ascuns. Azi îmi rămân doar amintiri, un vis frumos neîmplinit, ce inima mi-a pasă și sufletul mi l-a rănit. Să nu mă cauți în alți ochi, să uiți ce-am fost și cine sunt, doar să păstrezi în inimioară un chip de om ce te-a iubit. Ar fi să ui zilele în care mi-ai spus întâi că mă iubești, tot n-aș putea pentru că în suflet simt uneori că mă privești. Să te mai caut e în zadar, cărările s-au pustit, doar inima ușor își șoptește și spune că nu te-a găsit. Azi îmi rămân doar amintiri, un vis frumos neîmplinit, un dor ce inima mi-a pasă și sufletul mi l-a rănit. Să nu mă cauți în alți ochi, să uiți ce-am fost și cine sunt, doar să păstrezi în inimioară un chip de om ce te-a iubit. Iar de acum numai prin cântec sufletul am să-l mai deschid și-am să mă rog cât pot de tare să auzi cât de mult te-am iubit. Te vei privi la cer vreodată, la steaua ce privesc și eu, să știi că undeva acolo te așteaptă doar sufletul meu. Azi îmi rămân doar amintiri, un vis frumos neîmplinit, un dor ce inima mi-a pasă și sufletul mi l-a rănit. Să nu mă cauți în alți ochi, să uiți ce-am fost și cine sunt, doar să păstrezi în inimioară un chip de om ce te-a iubit. De azi doar Dumnezeu va ști ce drumuri noi o mai avea, și poate că într-o bună zi ne vom găsi iar dragostea. Dar fi să vină iar la mine, cu frică am să-i mai răspund, sau poate că mi-o va aduce un suflet cald, frumos și blând.
dăm voie să respiri adânc, Daniel, și să te invit alături de Adina, pentru că ne prepară o dulcegărie frumoasă, dar trebuie să le spun celor de acasă că a trăit intens, Daniel, această melodie și chiar a lăcrimat. Dăm voie să spun că, uite, poți să te uiți să nu crezi că te mint. Contează mult melodiile pe care voi artiștii le aveți. Eu sunt toată zburlită și emoționată, pentru că piesa se bucură de un real succes, are niște versuri extraordinare și eu cred că odată, dacă nu știu de mai multe ori, fiecare om a fost pus în fața unui fapt similar celui pe care tu l-ai cântat, Daniel. Cu siguranță, da, așa este. Asta și așa. Și cum era vorba aia, vino de-a dreapta tatălui, pentru că în această bucătărie Adina este șefă, eu sunt un asistent manager. Da, încerc să ies așa un pic din peisajul piesei, să fiu mai vesel, să hlizesc un pic, să văd ce a făcut Adina pe aici. Da, Daniel, că tot am vorbit de melodia aceasta. Spune-ne, te rog, la un moment dat poate există o cumpănă, în viața sentimentală mă refer aici, da? Crezi că mai devreme sau mai târziu, dacă tu te simți un om cinstit, un om care a oferit bine, nu același lucru primești, chiar dacă nu atunci când te-ai aștepta, că se spune că nu trebuie să fie totul palpabil. Măi, să știi că sunt de acord cu vorba asta și mai mult de atât, eu cred că orice se întoarce. Fie că ai făcut bine, fie că ai făcut rău, răsplata va veni la un moment dat. Crezi în destin? Absolut. Și mai cred în faptul că, nu știu cât de vreme sau de târziu se întoarce răsplata asta dacă ai făcut un bine, dar știu că ești liniștit. Da. Ești împăcat cu tine sufletește, exact. Da. Ești împăcat cu tine sufletește, poți să mergi mai departe cu fruntea sus. Fără regret. Și ce pot să spun din scurta mea sau, mă rog, cât de mare a fost experiența mea de viață pe planul ăsta, pot spune că atunci când ești împăcat cu tine, când știi că tot ceea ce ai făcut, ai făcut corect, din punctul tău de vedere, pentru că până la urmă știi cum e, adevărul e mintea fiecăruia, lucrurile se leagă mai bine. Și încep să curgă așa cum trebuie și încep să se lege și pot spune că așa poți să fii fericit. Atunci când ești împăcat cu tine și cu ceea ce ai făcut. Așa este, Daniel, eu sunt cu totul de acord și mă alătur spuselor tare și spunea o prietenă dragă de-a mea, doamna Ionela Vasile, pe care o și salut, că în viața asta nu trebuie să-ți fie frică decât de Dumnezeu și de adevăr. Frumos. Și eu cred cu tărie lucrul frumos acesta. Acum că tot am vorbit de destin, Adina face o mie de lucruri. Da, și o să luăm publicitate, dar vreau să întreb e destinul. Repede, ce a reușit să fac acum limonada? Am reușit să fac limonada, Și ce bine arată. E bine că o să vă bâzâi un pic pe pauza de publicitate să n-audă și telespectatorii noștri. Și să știți că este și bună. Eu deja am gustat-o. Chiar e grozavă, bună. Nu? Păi da. Hai, dați-ne voie să ne răcorim sufletelele îndurerate. Cu o limonadă de Adina Roșca, semnată precum poezia, Adina, publicitate și ne reîntoarcem cu Adina cu o piesă foarte frumoasă. Rămâneți cu noi. Smoothie-ul l-am făcut, mai e puțin, are o culoare foarte frumoasă. Așa, cu siguranță este delicios. Nimeni. Hai că ne-am distrat și azi. Prima ediție a matinalului de vacanță. Dragilor, se bucură și s-a bucurat de un real succes. Invitați foarte mulți, muzică bună, muzică aleasă și mesajele au curs din partea dumneavoastră, mesaje pe care eu vreau să le prețuiesc, să le mulțumesc tuturor celor care au trimis. Să vă asigur de prietenia și fidelitatea mea. Nu vă supărați că n-am putut să le citesc pe toate în cadrul emisiunii, dar o voi face cu plăcere și vă mulțumesc. Zilnic o să postez câte o fotografie de aici din cadrul emisiunii. Adina, te rog să iei un microfon să ne spui cum ai realizat acest smoothie, pentru că e foarte ușor de realizat. Adina, ea răspunde... Noi facem treabă foarte bună, avem nevoie de ajutor, că nu putem lua cana de aici. Rămâi acolo, ia cu tot cu aparat. Iau cu tot cu aparat și turnăm. Nu, nu, nu. E temă. Vezi să nu îi cadă capacul ăla. Uite, cade tot cu capac. Ba da, crede-mă. Așa. Am pus lapte de migdale, am pus o mână de afine, o mână de mure, câteva boabe de zmeură și câteva căpșinele. Hai că a intrat ajutorul aici al Masterchef. Avem ajutor aici. Omul de bază, regizorul nostru de platou, Iulian. Pentru că emisiunea noastră se apropie de final, Daniel Frunzăreanu, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență. Cu drag. Să-ți trăiască minunea de fetiță de acasă. Mulțumesc. Complimente și soției tale, să rămâneți împreună fericiți, să vă înțelegeți. Ți-am iar tu, în calitate de artist, cu fetița, s-a urcat filmea pe televizor, tati, te iubesc tare de tot. Ce frumos!
Da, da, da. Să ne încânti la acolo. Fel de frumos cu melodiile tale, cu videoclipurile, prezența Doamne în ajută. Emisiune. Adina, îți mulțumim din suflet pentru că ne-ai surprins și ne-ai indulcit în această dimineață, dar ai din nou o premieră, un videoclip nou. Eu l-am postat pe Facebook într-o parte chiar, foarte mică. Nu mai e chiar o premieră. Da, este la matinalul, pentru, de, la matinalul de vacanță, de vacanță este, dar la mulți ani lume frumoasă. Un cântec pentru noi toți, pentru că trebuie să încercăm să iubim viața așa cum e ea. Corect. Cu una caldă și cu alta una rece. Și cu una rece. Uite, cu câte un cântec de dragoste, da, cu o limonadă. Vreau să dedic această piesă ta și acest videoclip tuturor telespectatorilor noștri care se sărbătoresc în această lună august cu mesajul la mulți ani. Dacă mai aveți ceva de spus, vă rog să faceți, pentru că trebuie să mulțumesc și eu sponsorilor. Nu mai spunem nimic. Să-ți meargă bine în luna lui august și să ne revedem cu bine. Mulțumesc pentru urarea amplă, Adina, din suflet. Vreau să vă mai spun că Adina este moderatoarea emisiunii pe care o difuzează Edno TV. Duminica, Adina, totul trebuie să spui aici pentru că tu ești moderator. Păi eu n-am vrut să vă mai stresez. Ne vedem duminica de la ora 3 până la ora 6, orele 15, orele 18, iar din toamnă, cu petrecerea de la Han, o să vă întâlniți sâmbătă. Încă nu știm concret ora, dar important e că Hangița Roșcuța o să-și facă datoria și din toamnă. Facebook-ul tău, să ne urmărească, exact, și mai mult de atât, duminica aceasta de la orele 19 o să-i invit pe iubitorii de frumos să urmărească emisiunea Călător cu Doru, un proiect la care eu țin tare mult, un proiect de suflet al pe care nostru. L-ai făcut de mult timp. Acum ceva vreme, cred că două săptămâni, am fost la Baia Mare, și-am luat pulsul colectivului ansamblului folcloric național Transilvania din Baia Mare, povești frumoase, cântece pe măsură, dar și jocuri minunate. Călător cu Doru, duminică seară de la orele 19. Așa că urmăriți-o pe Adina, urmăriți-ne pe noi pe canalul de YouTube Edno TV, urmăriți-ne pe postul de televiziune Edno TV. Lavinia face un matinal de vacanță de excepție de luni până vineri începând cu ora 9. Vreau să mulțumesc sponsorilor noștri din Acord, Masaia Decoration Style, Nea Vasile Cozonac, Cofetăria Claus, E Tradițională și bineînțeles Camand Ramzian pentru dermopigmentarea sprâncenelor, respectiv Larisa Tănase, fondatoarea Academiei Simet. Acolo unde eu am fost în premieră, să spun așa, pentru înfrumusețarea sprâncenelor. Fericite! Încă o dată, la mulți ani lume frumoasă tuturor sărbătoriților acestei luni. Mulțumim Adina Roșca, mulțumim Daniel Frunzăreanu și tuturor artiștilor prezenți astăzi. Vă dau întâlnire mâine, începând cu ora 9, iar acum vă las în compania îndrăgitei artiste Adina Roșca cu un videoclip în premieră. Pe mâine, ora 9, Edno TV! Trece lume bună, de la răsărit la lună, ai și de acolo îmi chefui, până soare răsări. Lume! Ridicați pahare pline și un gând unde la mine, pahar mi-ar prinde bine. Hai de grijă, Cătăline! Iute, iute loc, că ești bărbați la joc. Și joacă nevestele, de-asul de cămășile. Lume! Ridicați pahare pline, trăim astăzi și ni bine. Păi cine bea un pahar cu mine? Lasă-mi șerpa, Cătăline!
facem cât ni bine, că mâine nu știi ce vine. Cu bucate boierești, petrecere ca-n povești, și un vin rece pe masă, la mulți ani lume frumoasă. Cântăm că viața ni dă